Pe cărările răzlețe, dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine? Spune, pentru cine oare? E atâta gingășie, e atâta frumusețe într-o floare. Pentru cine s-ar desprinde din broboada de zăpadă ghiocelul în april, de n-ar fi ochi să-l vadă și-ar fi totul inutil? Pentru cine în miez de roadă sorb și strâng în ei culoare, pentru vara următoare, embrionii din begonii, dacă totul e o întâmplare? Pentru cine-și țese în casă haină pală de vestală, cu lumini de diamant, floare albă de mireasă, dacă totul e neant? Pentru mințile obtuze de bondar și buburuze, pentru fluturii ce zboară în zigzaguri pe afară, oare vespile obtuze sunt inițiate în artă? Oare bărzăun trupești plin de miere pe musteți sunt sensibili, sunt isteți? Oare ar sta flămând bondarul de n-ar fi subtil decorul și nu și-ar abate zborul în grădinile bogate dacă florile de crin n-ar fi proporționate? N-ar avea acea prestanță ca de clopot florentin, n-ar avea varietate de culoare și nuanță de la alb până la carmin? Nu cumva pretind culbecii să dezvolte atâtea specii, rozele sunt lilieci? Nu. În floare e un mister. Floarea e un mesager, e un martor, o solie, care duce în valea morții o înaltă mărturie, în culoare, în proporții, în mireasmă și în desen. Omul cu mintea plină, du-te o clipă în grădină, treci prin voile înflorite și te uită la sulfină, la bujori, la margarete, la conduri, la inimioare, la gherghină din cărare, la năframa de mătase ce ne-o dăruie ciclama, lasă-te să te desfețe, ochi adânci de violete, clopoței cu trei cupe și narcisele trompete. Și ia seama, dacă inima-ți rămâne ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră, leapă-o. Zdrobește-o în colțuri, sparge-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. Dar de simți o înseninare, un surâs și o blândețe care vine să te aline, să te scape de tristețe, tu apleacă-te și spune, surioare, pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Pentru cine? Pentru om, pentru voi, făuritorul, și ascuns în floare dorul, în petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină să cunoaștem autorul. Amin.